Sunt realmente mândru de performanța voastră acolo. Sunt mândru pentru că este obținută în condiții cu totul și cu totul speciale. Sunt mândru pentru că aduceți o rază de speranță sportului românesc în vremuri în care, din păcate, pandemia afectează într-o mare măsură activitatea de pregătire, dar și competițională. Sunt mândru că ați participat și ați adus imagine și onoare acestei țări. Sunt mândru de niște rezultate pe care, vă spun, doamnă președinte, le anticipam cumva. Le anticipam pentru că, într-o perioadă extrem de dificilă, canotajul românesc, mai mult decât sacrificiul pe care oricum îl făcea antrenându-se, mai mult decât seriozitatea de care a dat dovadă tot timpul, fiind de altfel un sport care a avut tot timpul performanță, au fost lucruri suplimentare pe care le-ați asumat și mă refer la modul în care, în sistem izolat, cu totală responsabilitate, ați protejat sănătatea acestor sportivi. Ați insistat, și acum înțeleg mult mai bine poate ca atunci, modul în care ați susținut, ați insistat pentru a reprezenta interesele acestui sport, pentru a asigura continuitatea acestor minunați sportivi și le-ați protejat sănătatea și iată rezultatele au venit poate mai devreme decât s-așteptau mulți. Am un mare respect pentru acești campioni și pentru Federația Română de Canotaj. Este un exemplu de sacrificiu, este un exemplu de muncă, este un exemplu de performanță. Vă mulțumesc și cu siguranță acest eveniment major de la care vă întoarceți plin de glorie, la fel v-ați întors și de la campionatele Under 23 de la Duisburg și la campionatele de junior de la Belgrad, nu sunt decât borne în ceea ce privește obiectivul pe care cu siguranță îl știți și dumneavoastră, la fel de bine ca și ei, pentru care muncim și pentru care ne pregătim de ani de zile următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, la care, fără niciun fel de reținere, vă spun, doamnă președinte și dragi sportivi, cele mai mari așteptări le avem de la dumneavoastră.